Dacă nu sunt destule mașini civile parcate neregulamentar la intersecția Bulevardului Central, strada Bulgară, în zona asta pietonală impusă de Plahotniuc. Iată, avem și o mașină de poliție, care nu e în misiune specială, nu are girofarul pornit, deci nu are voie să staționeze oriunde, de exemplu pe trotuar. Și-au lăsat măștile aici, probabil plimbă pe afară, nu a intrat în interioare și își permit să lase măștile în mașină, alături una de alta. Dacă sunt doi polițai acolo, interesant cum o să le deosebească. Unde o fi intrat? La procuratură? La optică? Ori stau la vreo terasă? Nu e niciun local pe aici, în zonă. Nici peste drum. E ca și nenicul care a parcat neregulamentar. E singur. Ambele măști sale lui. Dacă cei cu numere speciale parchează în felul ăsta, ce se cer de la CPC sau LAL? Halal și rușine. Trebuie să vezi unde și cum se bagă madama cu NVX. Măcar se bagă până la barieră, a? Bariera se deschide pentru ea. E de la Procuratura Generală, probabil, sau de la Business Centrul lui Plahotniuc. Dacă poliția parchează ilegal, normal că nu observă Dacia, cei care staționează sub semnul care interzice parcarea. Nu observă nici Lada asta care o ia pe trotuar. Pietonii trebuie să-și facă loc printre mașini. Trebuie să facă slalom. Să aibă grijă să nu dea bariera peste ei. Halal zonă pietonală. Taxi ilegal. Mai la vale de Ministerul de Interne pe strada armenească. Altul pare legal cu numere galbene, dar staționează în loc neregulamentar sub ochii poliției. Mimează avarie și gata, o plecat. Pentru că e filmat sau pentru că are comandă. Și mai la vale, ia uitați-vă câte mașini de taxi ilegal. Și parcate ilegal. Cu complicitatea poliției. Sunt tot foști polițiști aici. Mafia cu epoleți. Nepobedima. Corb la corb nu-și scoate ochii. Cine știe câte alte ilegalități fac aici. Dacă se vinde alcool ilegal din Transnistria. Poate că și droguri și arme și documente false. Stat mafiotizat. Capturat. Iată, vine polițaiul să-și facă prezența. Să mimeze activitatea intensă. Și treci drumul, tovarășe. Nu trebuie să intervii sau e dos acolo, e umbră. Și domn polițist, nu te interesează mașinile astea și prestează servicii ilegal și staționează ilegal. Sau îți drugi de-a voștri, le țineți crâșa. Se iei de femeia asta care staționează pe trotuar, dar ceilalți n-are nicio treabă.
Mă duc să văd dacă mai vând alcool la Colt. Complicitatea poliție. Făcut locuri de parcare pe dreapta. Hai, mai cu curaj. Treci drumul și apuc-te. De treabă. Măcar de ochii lumii. Ca să te vadă ministra și nou șef al poliției, Inspectoratul General de Poliție. S-ar putea să stai din salariu. S-au vândut levanțica până când s-au uscat. Sau cimbru ce era acela. Produse agricole, citrice. Așa-i că alcool, doar acel cu vin de casă este. Cei cu rachiul de la Teraspo au strâns bagajele și pleacă. Nu pot, cred că nu mai vând. Vând, dar-s bine organizat. Filmez și văd. Tot filmez. Checă mașina poliției care îmblă și verifică. Crășuiește. Băitanii fără mască, fără centură. Pentru că așa trebuie să fie organul. Într-un stat capturat. Toți polițiștii stau la taifas cu ăsta de la Dubăsari și o roagă să se mute. Dacă cineva îi dă bani, 5 lei, el strânge crâșa, probabil. El strânge taxa. De ce i-ai dat bani, mamă? La omul și ala. Pentru ce? Am înțeles. Dar mașinile de taxi din deal, de ce nu le împrăștieți? Mașinile de taxi din deal, de ce nu le împrăștieți? Măcar bine că v-ați pus centura, dar măști de ce nu purtați? Bravo, puneți măști. Ați observat la poarta pieței 3 mașini de taxi ilegal cu numere albe. De ce nu? Stau parcate ilegal. Nu, eu v-am văzut cum ați venit de pe Armenească. Ce mă mințiți? Eram în intersecție. Întoarceți-vă acum, ia uitați-vă în spate. 3 mașini parcate ilegal și încă prestează servicii de taxi, tot ilegal. Dacă ați venit de pe Varlam, duceți-vă măcar acum pe Armenească în deal. Aveți girofarul pornit, puteți vă întoarceți pe loc, să mergeți pe contrasens. Ce mă minte cu nesâmțire. Noi venim de pe Varlam. Ce eu n-am văzut de unde ați venit?